în axa 4 pentru sprijinirea afacerilor am câștigat proiectul Business Center în Târgu Mureș. Firma noastră s-a înființat în 2002 cu un singur angajat. Acum suntem în drum spre 50. Ne-am ocupat cu proiectarea structurilor de rezistență, în care încetul am adunat o echipă care a avut la un moment dat un vis să facă o primă clădire verde în România. Atunci am lucrat în zona Mureșului, astăzi lucrăm în toată țara și deja avem niște contacte și în afara țării pentru viitor. Foarte pe scurt, derularea proiectului nostru. Cam în 2007 ne-am strâns cu colegii care ne-am zis, astăzi puteți să visați, să stați două zile și să spuneți cam ce ați vrea, dacă ați avea toți banii necesari ca să faceți un proiect. Atunci, chiar unele idei, ca de exemplu să nu folosim decât energie electrică la încălzire și răcirea unei clădiri de birou de 7 nivele, era de neimaginat. Cam asta. Și de aici ideile de bază. Asta a fost ideea de bază, respectiv de aici au fost foarte multe idei. Dar am depus proiectul, după care a început o așteptare în care cea mai mare problemă era că simțeam că numai în ghilimele eu cred în proiectul ăsta în firmă. Și asta o să vă detaliez mai la sfârșit ce înseamnă impactul unei finanțări de acest gen în jurul nostru și după aia în ce în ce mai mare începul nostru de colaborare. Deci, pe foarte pe scurt, pe o teren de aproximativ de 1000 de metri pătrați, o clădire de subsol, parcă și 6 nivele, aproximativ 4000 de metri pătrați, suprafață desfășurată. Aici sunt niște imagini reprezentative după ce am terminat clădirea. A fost o groapă neagră în centrul Târgu Mureșului. A fost terenul folosit de 25 de ani. Și într-adevăr, foarte multe lucruri din cele inițiale am realizat. Puteți că aici sunt imagini. Sunt mai multe imagini cu cele proiectul finalizat. Foarte puține detalii tehnice ca să parcurgem puțin, că totuși eu sunt inginer, pentru mine asta e cel mai important. Asta este o modelare 3D a clădirii, cu care, să zicem, cele 12 puncte tare a clădirii, am zis noi, cu care putem să facem o excepție față de celelalte clădiri de birouri. Pe foarte pe scurt, încălzirea și răcirea clădirii este cu temperatura, folosim temperatura constantă a pământului de 12 grade, încălzim și răcim prin pompe de căldură clădirea, astfel încât în plafon avem vreo 30 de km de conductă, care are și, dă și căldură și răcește, deci ca un radiator imens. Apa pluvială o folosim și reținem în subsol și cu asta, asta folosim la rezervarea veșeului. Terasele verzi irigăm tot cu ape pluviale. Avem un sistem de BMS în clădire cu care, de fapt, toți cei care sunt în clădire sunt monitorizați, nu ca la securitate, sunt monitorizați ca să știm că sunt prezenți. Și acolo încălzirea, răcirea, ventilația este reglată astfel încât până ei sunt în clădire să aibă un ambient optim. Ca o cifră, și dacă nu sunteți pentru mine e o provocare să vă spun câteva lucruri pentru cei care sunt
total dintr-o altă meserie. Dacă astăzi, după normele românești, o clădire este 120 de kW, adică W pe metru pătrat pe an, atunci noi, cu calculele noastre, suntem la 50. Deci, foarte, și încercăm să vedem, astea sunt calcule, să vedem ce se întâmplă în realitate. Ei sunt echipa noastră, consultant, proiectant, executant. E foarte important că dacă nu este o înțelegere între cei, și asta ar fi bine, că multe lucruri aici, mă gândesc că ați vrea să auziți cam cum ar ajuta beneficiarii ca să absorbă cât mai mulți bani. Să înțeleagă că nu se poate fără o echipă. Deci, proiectantul, executantul, consultantul, dacă nu faci o echipă și încep și nu e timp. Totul s-a derulat extraordinar de repede și dacă o să spun că sunt 5 ani, dar când lucrezi, atunci nu prea ai timp să te uiți în jur. Deci, când m-am uitat ieri pe prezentare, am zis că cam în 5 ani am făcut facultatea. Am făcut o altă facultate, nu mai vreau, a treia nu mai vreau, dar acum dăm noi consultanță la alții. Dar să știți că așa este. Impactul cel mai mare e prima dată pe mine că m-am responsabilizat, că când soția a fost plecată, că noi doi suntem în firmă, am semnat repede contractul și am zis că putem să mergem înainte. Dar atunci eu am fost singur, pentru că proiect a fost în 2008, noi lucram în construcții, cam se ducea totul de lucru. Deci, dacă aveai, noi, de exemplu, am avut 1500 de apartamente pe masa de birou de proiectare, în două luni au dispărut 90% din contracte. Atunci am primit contractul. Deci, ca să poți să semnezi astfel de lucruri, trebuie să ai și o puțină nebunie, dar să-ți iei o răspundere. Bineînțeles, de atunci am început să umblu la bănci, să le conving și din trei bănci până la urmă unul a zis da. Și nu cred că i-a părut rău. În această perioadă, pentru că 2008 era o problemă pentru imobiliar și totuși undeva și ne acordăm la piața imobiliară, am zis și dacă am făcut o clădire de birouri și ce facem cu asta la sfârșit. Am stat iarăși, ne-am gândit cum facem, ce facem și ne-am gândit, da, atunci trebuie noi să fim cei care facem prima clădire verde din țară. Am stat, am rumegat, am avut foarte multe contacte cu cei de la ALBA și am văzut că, bineînțeles, sunt unele lucruri care nu au fost un proiect care ne-am asumat noi și din fonduri nelegitime, dar am reușit. Deci, dacă găsești modul de comunicare cu autoritățile, eu zic că nu suntem pe baricade, adică suntem la o masă de discuții. Bineînțeles, clădirea este un centru istoric, ne-au luat 2 ani până am luat autorizația, lângă noi este o sinagogă de 150 de ani, dar până la urmă toată lumea a acceptat că este o simbioză între modernul și istoria celor două clădiri, una foarte modernă, cealaltă foarte veche, dar cred că suntem, deci avem 14 vecini în centru și n-am avut nicio sesizare niciunde, nici la mediu, în timp ce am lucrat. Și de aici încolo, da. E valoarea proiectului, unde am cam 5 milioane de euro, din care jumătate am asigurat noi, pentru că o parte, din cauza că noi am vrut mai mult, a trecut pe neeligibil, dar nu ne pare rău. Respectiv, cum am colaborat cu ADL Centru? Din cauza că cash flow-ul să iasă foarte frumos,
am zis că 26 de dosare de finanțare. Vreau să știți ce înseamnă asta. Când am depus graficul, ne-am dus în afară, că ce faceți aici toată ziua să stați la voi. Primul dosar ne-a fost refuzat, pentru că încă n-am învățat lecția, după care cele 26 de dosare au fost, sau 25, au fost acceptate fiecare. După un timp ne-am făcut prieteni acolo, fiindcă în fiecare lună știau că în 30 vine cu și vine cu dosar. Și așa ne-am, nu știu, cred că 5 feluri de comisii au fost pe la noi, dar cred că numai, deci, jos când au zis la recepție că vine cineva la vizită, am zis foarte bine că iarăși niște prieteni. Putem să mergem mai departe. Pentru niște ingineri să stea în fața televizorului, să nu vă spun ce provocare e. Deci eu, în prim, după 5 ani, a fost o prezentare, am făcut o, o să trec imediat în revistă, o mini-conferință, am văzut o 300 doamne, eu, nu știu, 5 secunde am putut să scot o vorbă, că eu știam ce în spatele nostru și era foarte greu. Dar, de exemplu, și partea de publicitate, în care ieri domnul ne-a dat câteva exemple și am și invitat în Târgu Mureș, poate ne ajută la următoarele proiecte. Bineînțeles că la prima n-a ieșit nimic, nici flyerele, nimic, pentru că nu ne-a plăcut. Am stat și am spus atunci, asta trebuie să abordăm inginerește. Am făcut niște exemple, am mai furat și de la alții de afară și până la urmă avem un client care prezintă clădirea, este din hârtie regenerabilă, și, dar aceste idei, poate una a venit de la secretară, unul de la un inginer electronic, deci cam așa un amalgam. Bineînțeles, am făcut site web, Facebook, care puteți oricând să uitați. Acum lucrăm, avem un model 3D, pentru că totuși suntem arhitecți, care poți să o rotești și să pui niște cumburi pe ea, pe care dacă apeși, atunci o să-ți arate în spate acele 12 puncte tari, fiecare în detaliu, să vedem o grafică, putem să invităm copii. Lângă noi este o clădire Ariel, care e una foarte frumoasă, care iarăși e un moment istoric, care tot noi ne-am reabilitat prin proiectul nostru, acolo sunt copii. Și ne-am gândit că ești responsabil față de mediu, să, eu cred că în țara asta cea mai mare problemă ar trebui învățat copiii. După aia, pentru că din copii o să fie viitorul nostru și merită investit în copii. Cel mai, bineînțeles că domnul Căleciu, când a venit la noi și am fost fantat în de lună și a fost un impact, nu știam pe ce lume sunt, am zis că în 2 ore rezolvăm treaba asta, am stat până la 8 seara, dar mi-a făcut o plăcere că domnul este minunat și m-a ajutat ca actorul vice mai departe. Am făcut o conferință Viitor Verde pentru Târgu Mureș. Am dat de gândit la domnul primar de la noi, la impactul acestei conferințe. A început o discuție cu primăria și astăzi este în vigoare ca cei care investesc în Târgu Mureș să nu plătească 2 ani taxele locale. Și a fost o luptă, să nu vă spun cum. Dar, până la urmă, am înțeles, pentru că au dat mâna. Au fost cam 200 de invitați și de aici a început ceva. Seara conferinței, când toată lumea era istovit, erau 10 firme de constructori cu care am lucrat, am mulțumit și unul mi-a zis că ce-ar fi dacă am face o asociație și să facem un cluster. Așa s-a născut în 3 luni clusterul Green Building and Development. Respectiv, aici sunt, am trecut în revistă conferințele și workshop-urile, multe din ei
din ele au fost sugerate de alții. Deci când încep să convingi pe tine, pe cei mai apropiați de tine, colaboratorii tăi, ei o să dea mai departe aceste gânduri. Astfel că am ajuns că la un moment dat Clubul Oamenilor de Afaceri din Germania a ținut întâlnirea lor de un an în România. Respectiv, cam așa vedem noi impactul, de la un om la mii de oameni, pentru că astăzi clusterul enumeră cam 30 de firme și asociații, respectiv primării, parc industrial, în care dacă adun deja lucrează 1000 de oameni. Și noi așa vedem ca să ajutăm promovarea regio, respectiv și cei care ne-au criticat cel mai mult că în prima fază, că de ce construim acolo în centru așa o clădire, fireala oare se mută la etajul 6. Acolo e locul lor. S-au uitat când au venit în vizită, s-au uitat în jur și au zis cine a aprobat toate prostiile astea în jurul clădirii. Deci eu zic că cu timpul și cu răbdarea care avem, putem să promovăm toate valorile pe care reprezentăm. Și bineînțeles că am înțeles că fiecare are o poveste, deci povestea noastră n-ar fi fost fără dumneavoastră, fără regio. Vă mulțumesc!